se aud pași în noapte. În spatele pașilor, eu, Garcia, vedetă de la Hollywood. M-am întors la ProTV după marele succes al filmului, unde lumea m-aștepta cu nerăbdare. Toți așteptau să mă vadă, să mă atingă. Trebuia să găsesc o cale de a mă strecura înăuntru. În ProTV nu era nimeni, probabil munceau. I-am căutat peste tot, în cele mai intime locuri ale lor. Peste tot, până când m-am întâlnit cu cineva pe care n-aș fi vrut să-l întâlnesc vreodată. Neseara, Nea Sârbu, ce faci? Nea Garcia, ce te plimbi prin ProTV? Târla lui Tactă de te plimbi așa, a? M-a trimis domnul capitan. Gura! Ia treci colo în studio de știri să faci un program de revelion pentru noaptea asta, înțeles? Păi, eu nu sunt angajat aici. Din clipa asta ești angajat, ești contabil, ești director, ești patron, ești tot. Ia să te văd, Nea patrone, ce ești în stare? Ce faci tu ca patron? Ia, hai! Patron, eu? Ce să fac prima oară? Ești concediat, bărbosul. Băi, Nea Garcia, Nea Garcia, stai! Am scăpat de bărbosul. Concediat. Toți concediați. Ia uite scaunul lui Esca. Ia să mă așez eu aici, așa că poate nu mă observă când vine și se așează și ea. Iete un maț. 20. Aș da zile de la mine. Ce? Băi, ăsta cu camera, ce te hlobezi la mine, băi? Concediat, afară, ieși, băi! Nu, tu rămâi, lasă, cu tine sunt eu. Bună seara, România, bună seara, București. Stimați? Băi, șmecherilor, dacă voi credeți că o să fac eu program țapă, păi deja revelion a început. Uite, mi se zice în urechelnița asta. Anul nou a coborât pe pământ, dar nu la noi, că ce să mănânce? Promisiuni de NATO și UE pe pâine. Anul nou a venit pentru prima oară în insula Bora Bora, de unde transmite reporterul nostru. Auzi întrebare, cine? Caseta Beta, te rog. Mulțumesc, Andreea, am preluat legătura. Ne aflăm, doamnelor și domnilor, aici, în insulele Bora Bora, unde anul 2003 a venit mult mai devreme. Vrem să stăm de vorbă cu șeful de trib. Bună seara, să ne spuneți cum v-ați pregătit pentru întâmpinarea anului nou. Apoi câte și bulumban, noi de anul nou am împodobit frumos tufișul Parlamentului. Palatul Copăcenii, cu foarte... Văd cu beculețe, se vede, e foarte frumos. Nu, astea nu sunt beculețe, astea sunt ochii dușmanilor noștri, pe care i-am hrănit cu fosfor înainte de a-i tăia ca să lumineze feieric acum. Am înțeles, aș vrea să ne spuneți ce momente mai importante ați pregătit pentru noaptea de revelion. Apă câte și bulumba, noi în această seară am organizat canibalul bobocilor de la Facultatea de Antropofagie. Și au fost 20 de concurentă, una mai gustoasă decât cealaltă, pe care membrii jurului l-au gustat pe rând, pentru că noi am ținut membrii jurului nemâncați o lună ca să fie obiectivi. Iar câștigătoarea este, sau mă rog, a fost, că nu cred că mai a rămas nimic din ea, fata dânsului care este vraciul tribului. Deci dumneavoastră sunteți vraciu. Vreau să vă felicit pentru fata dumneavoastră care a câștigat, înțeleg, canibalul bobocilor. Mulțumesc! Așa. Cred că a meritat, da? Cu toate că era cam necoaptă la cei 16 anișori ai ei. Dar nu puteam să dau cu piciorul la $200 mai. Stați puțin că nu înțeleg, cum adică ați luat bani pe ea sau cum? Deci duc pe Bulumba. Bineînțeles, dar nu era să o dau degeaba. $4 pe kilogram, taxă de participare, dragă. Acum am înțeles, taxă, da. Aș vrea să ne mai spuneți, domnule șef de trib, cu ce gânduri întâmpinați anul nou? Ce sperați să vă aducă?
A băgat jubulumba, noi am dorit ca... Dar numai puțin, ce înseamnă a băgat jubulumba asta, ce ziceți dumneavoastră acolo? Este alfabetul nostru pe care îl spunem tot la început, după care ne alegem liter care să facem fraze cu el. Am înțeles. Deci să revenim la întrebare. Ce sperați să vă aduc anul nou? Cât mai mulți reporteri, măi! Nu înțeleg! Stimați telespectatori, iată că reporterii Lanternei 1 Arj sunt iarăși primii în miezul evenimentelor arzătoare. Au! Din Bora Bora pentru Lanterna 1 a transmis Adelin Peștișor Arj! Mă rog, să continuăm interviul. Mare șef de tribă, aș vrea să te întreb, cum te cheamă? Cucubula Buda. Dar ce înseamnă cucubula Buda asta? Este omul care se duce cu cubul la Buda. Până-l termină, ca să plecăsești. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, încheiem aici transmisia din Bora Bora, nu înainte însă de a asculta un colind de pe aceste meleaguri. Domnul Cătălin, să mai băgăm un lemn sub concurență aici. Da drumul la muzică! Și bumbariu că ți-ai dorit cândva. Da. S-o pui pe foc pe soacră ta. Da. Și ai vizat odată cu murlă-n apă fiartă, cu bătrunjelul peste ea. Și în timp ce o să te bucuri lângă piazarea, o să poți să-i cânti așa. Am s-o vierb pe mama soacra într-un sol de vin. O să iasă o ciorbă acra și o trăvită puțin. Și bumbariu că ți-ai dorit mereu să-l faci pifti pe socrul tău. Și-n loc de garnitură să-i bagi un măr în gură, că seamănă cu mortul meu. Și când începui salata verde și urzici, o să-i cânti lângă șorici. Am să-l fierb pe tata socru, să-l fac tata tot. Mamă, ce de televizoare! Ce le trebuie și tot atâta televizoare? Băi, le-ați furat din cășile oamenilor, băi! Bună seara, România! România, bună seara, București! Ia filmează, bă, televizorul ăla din colț, că uite, să dă de la altă televiziune, de la Lanterna 1. Să vedem ăștia ce program au televiziune, să le furăm. Avem 1.000.000 de lei, hotărâți-vă, banii sau cutia? Cutia. Eu vreau banii. Dar ei să se hotără, vă sunteți nebuni, fraților. Cutia. Cutia, da? Banii. Nu, cutia. Banii. Vă să-mi spun cutia, pentru că... Lăuți că banii, eu vreau banii! Stați puțin! Aveți un minut să vă hotărâți până mai vorbesc eu cu cineva de aici. Ia să... Uite, băiețelul de aici, ia vino. Uite, îți dau 1.000.000 pe cămașa asta. Păi dacă o scot, îmi cade fizicul pe jos. Hai, 1.000.000 de lei pe cămașă. Bine, mă. Ia-o înapoi. Dânsa cine e? Prietena mea. Îți dau 100.000 pe ea. Da, de acord. Dar vede, după, vii după mine, domnișoară, după aia. Auzi?
Mai am o bunică, un unui paralizat și 17 câini. Îmi dai 100.000 pe toți? Gata, s-a făcut. Alo, v-ați hotărât? Gata? Cutia sau banii? Cutia. Dumneata, ce zici? Cutia! Cutia. Sigur cutia, da? Cutia. Batem palma pe cutie. Batem palma. Gata, batem palma. Așa, cutia, deci... Atențiune! Cutia conține... Ura! Ați câștigat o gaură, să stăpâniți sănătoși, fericiți! Ia uite ce gaură frumoasă! Nu-i nimic, nu-i nimic, mai aveți o șansă la jocul nostru. Alegeți una din porți, 1, 2 sau 3? 2! 2! 2! Da. Porta 3! Să se deschidă porta 3! Hai să ne mutăm la partea 2, repede! Poarta 3, să se deschidă o dată! Da, ne-am răzgândit, s-ar putea poarta 2? Sigur! Am vorbit cu soția! Bine, să se deschidă poarta 2! Hai să ne mutăm la poarta 1, repede, 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 mișcă-te noi! Nu, aș vrea... Mă gândesc la poarta 1. Poarta 1. Sigur, poarta 1. Poarta 1. Să se deschidă poarta 1. Da, auziți, nu s-ar putea. Totuși. Să... Doi, mă, sau trei? Nu. Tot ce zici, trei, a? Băi, frate, băi, fraților, băi! Băi, hotărâți-vă o dată, bă! Trei, doi, unu, mă! Bă, tu știi că e mașina aia de spălat, bă! Că mă, tu, bă, dacă vrei! Ce mă, bă, dracu, bă, ia-l, bă, deschidă, bă, frate! Se pare că iar avem legătura cu Cătălin Radu Tănașe, care este pe urmele revelionilor. Alo, Cătăline? Alo? Băi, băi, degeaba ai urechile alea cât coropișnița dacă nu mă auzi. Alo? Așa, acum mă aude, ne? Zi, băi, Clăpăugio, ce se mai întâmplă? Mulțumesc, Andreea. Ne aflăm aici, în nordul înghețat al Siberiei, unde un grup de cercetători ruși încearcă să... Dar mai bine să aflăm de la ei ce încearcă. Ce încercați aici? Aici noi încercăm să o dezlipim pe Liudmila ca să ne poată facă puțin striptease, deoarece din cauza gerului i s-a lipit bikiniei de pufoaică. Încercați. Și încercăm. Aș vrea să vă mai întreb, cum sărbătoriți dumneavoastră revelionul aici la minus 50 de grade? Păi luăm o vodcă de plus 50 de grade ca să facem 0 grade. Așa, după aceea facem revelionul cu meniu. Bem la început vodcă, după care aperitive, vodcă naspic, cabanoși de vodcă, avem ficăței cu dop, cașcaval la sticlă, sarmale de vodcă, vodcă la cuptor și la sfârșit bem și noi o vodcă, nu? Ei, am reușit să-i dezlipesc cu o mână, ei să vede bucată de sânulet, măi. Așa, pune mâna și lucrează mai repede, că vine dezghetul și o dezbrac înaintea ta, măi. V-aș ruga să mai le spuneți, ce sarcină aveți dumneavoastră ca și cercetători aici, în nordul Siberiei? Mi s-a spus că e s-a găsit în gheață o formă de viață umană. Alioșa tocmai încearcă să o dezghețe de acolo. Și lucrăm noi, cine să lucreze? Mai e o echipă de biologi care-i zbeț. Mai este și o echipă de arheologi care-s mangă. Și noi mai avem puțin și cred că o să fierbem vesta de pe tine să ne facem vodcă din ea. Stați cu minte, doamne. Oi, ce este? Am reușit să-i ridic poalele să vede crăcușorul, ăi. Ce-ai acolo, ăi? Poate cum are să faci striptease, băi? Doamnelor și domnilor, se pare că Alioșa aici în spate a reușit să spargă gheața în jurul acestei mumii. Haideți să vedem despre ce este vorba. Mulțumesc, Sandra! Sunt Adelin Peștișor și după cum vedeți, Lanterna 1 este prima televiziune care reușește să transmită în direct imagini de la Revelion 1997 de aici, din Siberia. Asta vă vede acum și 97! Ăsta e înghețat numai de 5 ani, înghețați-l la loc, băi, e prea proaspăt. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost transmisia de aici, din Siberia. Nu mai rămâne de făcut decât să-l rog pe Serghei să ducă această formă de viață acolo unde este locul, adică lângă submarinul Kursk. Haide, măi! Uite-l pe chelul de la vacanță mari! Auzi? Crezi că-l va... Da, tu crezi că-l va... Publicitatea siberiană. Clăpăugio, dacă mă mai strige Andreea vreodată, te-am spart, înțelegi?
Păi ce, mă faci în stare să-mi bag silicoane? Ia, vezi, tu urmărești rebelionii. Ai ajuns în China. Zici ce e pe acolo. Doamnelor și domnilor, iată, am ajuns și în China înaintea revelionului, se pare. Aici oamenii au început deja să cânte pe străzi în așteptarea anului nou. S-a constituit ad hoc un top al celor mai bune melodii. Pe locul 5 este o piesă care e de tot porcul, vreau să vă spun, o idioțenie, o tâmpenie. Nici nu știu cine este o piesă formidabilă. Este o piesă genială pe care vreau să o prezint. Se pare că această piesă urcă de pe locul 5 spre locul 1, vertiginos, până în vârful topului. Să auzim această piesă în interpretarea maestrului chinez, maestre. Asta lecția de bucătăria. Să vă învaț cum se gătește. Un român pe chinezește. Să fiindcă m-a supărat-o, astăzi tu ești preparat-o. Să luăm un bechișor, să scobim un ochișor, și aici am pregătit nu ghicești ce ai servit. Gusta! Ce servesc sunt ochii tăi, ei, ei, tăieței. Plânge China după ei, tăieței, tăieței. Asta mâna de chinez, bună cu orez. Gustă dacă nu mă crezi, dacă nu mă crezi. Ce servesc sunt ochii tăi, tăieței, ei, ei. Plânge China după ei, tăieței, ei, ei. Asta mâna de chinez, bună cu orez. Gustă dacă nu mă crezi, dacă nu mă crezi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele 1 melodii transmise de aici, de la poporul chinez. Andreea? Băi, Clăpăugio, nu sunt Andreea, bă. Cu tot respectul, dar te ia mama dracu, auzi? Și pentru că mă enervezi, nu mai prezint nimic în seara asta și bag un film. Să treacă seara să-mi iau și eu banii. Pe păi am văzut filmul și ca să nu mă scufund, am băgat în mine ca spartul. Și așa mă ține grăsimea deasupra. Ce vrei, fă să mor iară? Și trebuia să fii mai frumos, mai sexy. Auzi? Am venit să ne necântăm, să ne excităm aici. Lasă-mă de acum, baia. De ce mă enervează ăștia în filmul lor? Ia să mă duc eu un film să pun lucrurile la punct. Eufemism. Băie, șmechere, ce se întâmplă aici, mă, pe asta, a? Bă, dumneata, ai bilet, mă? Băi, dar tu ai carnet de condus Titanic, mă? Își permiți așa să conduci vaporul pe contrasensul părții caronsabile a oceanului, mă? A? Să ai actele, documente că te-am spart. Actele. Trage pe dreapta imediat, hai! Nu ești nebun, domnule, nu vezi cât aghețar, încerc să-l ocolesc! Hă, bă! Trage pe dreapta imediat! Ia! Ce ai făcut, domnule? Ne scufundăm, domnule! Am lovit ghețarul, domnule, ești nebun, ia uite ce am făcut! Mamă, câta crapătura să nebunesc! Hai? Numai din cauza dumitale, nu puteți să te abții! Păi, dar depășești fără să semnalizezi, mă? Hă? Amendă, ce viteză aveai, zi? 18 noduri. 18 noduri? Da, viteză legală. Și ăsta ce, nu e nod? Lasă-mă nod. Aveai 19 noduri, băi. Acum ce facem? Ia uite că ne scufundăm, a? Asta e, hai fugiți toți că ne ducem la fund. Auzi? Du-te tu la fund, bă, că nu, eu sunt homosexual ca tine, clar? Ce? Leonardo, hai să găsim o barcă. O barcă? Domnșoare, ce faci? Te dai în bărci cu glasul? Auzi, orchestra, ia pune-mă ceva de la așa să... O melodie de asta, să strângi o bagaboantă în brațe, că vreau să dansez cu doamne. Hai, vino.
Îmi permiteți... Ce? Băi, băi, ce faci, mă? Îl inviți pe ăsta la dans? Ți-a zis că ești homosexual. Lasă-mă, domnule. Luați-vă prietena și fugiți, că ne scufundăm. Am eu o barcă mai încolo, haideți. Ce? Băi, 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 asta așa, băi. Cum adică plecați exact cât îmi lăsați și ea mie numărul de telefon? Ia vină că ce dar. Ce număr ai zis că ai? 1-1-1-1-1-1. Băi, ce îmbârligat dracul ține minte. Băi, și voi ce faceți, mă? Cântați, mă, nu că o tăiați înainte ca la nunți? Hai, bagă-te! Titanice! Băi, dacă te scufunzi, ținte de pulanul ăsta, că vin eu și te scot mai târziu. Hai că mă duc în studio. Bună seara, sunt Andreea Revelionesca și vă prezint știrile. Doșoare, bine că ai venit, că nu mă mai descurcam cu ăștia. Este mare meseria asta ta să citești știrile, domne, litere, bârligăciuni. Auzi, de ce nu pun ăștia, mă, foaia? De ce voi nu puneți foaia în fața camerei să citească fiecare telespectator ce știre vrea, a? Anul nou le-a adus românilor pe lângă bine meritatea zăpadă și câteva surprize neplăcute. Tot bine meritate. Cătălin Radu Tănase se află acum în fața liceului Jean Monnet, unde mai multe persoane s-au gândit să-și petreacă revelionul. Cătălin? Mulțumesc pentru legătură, Andreea. Vreau să vă spun că până acum câteva minute în spatele meu se afla liceul Jean Monnet, dar polițiștii care au efectuat reconstituirea exploziei grenadei au cam exagerat. Adevărul este că Lanterna 1 a fost prima televiziune care a ajuns în fața liceului Jean Monnet, dar ca să nu mai aibă ce transmite concurența, l-am dărâmat. Iată, am păstrat și cuiele de grenadă pentru decontare. Ne-am fost primii. Andreea, vreau să spun că domnul Adelin Peștișor merită cu prisosință un cadou, pentru că este primul la toate evenimentele. Pentru mine? Să fii sănătos și eu îți doresc succes pe mai departe. Mulțumesc! Pe și mai departe, hai! Unde e? Aici e bine? Pe cât mai departe! Aici e bine? Exact, și mai departe! Iar mie sper că mi se va deconta interiorul cadoului, pentru că și eu am ținut cuiul pentru decontare. Andreea? Mulțumesc, Cătălin. Revelionul a semnat pentru locuitorii unui sat din sud-estul Olteniei. O, Dășoare, mai taci să auzi și eu știrile. Bună seara, sunt Adriana Maris și vă invit la știri. Știrile care îți dezvăluie lumea fără să o priceapă. Ministerul Învățământului, în colaborare cu Ministerul de Interne, au hotărât ca în acest an elevii liceului Jean Monnet din Capitală să poartă o uniformă specială. Reporterul nostru se află deja acolo. Bună seara! Iată așadar care va fi noua uniformă a elevilor din Jean Monnet. Elevul va purta permanent această cască de protecție cu vizor normal pentru cursurile de zi și vizor infraroșu pentru cursurile serale. Pentru a evita trotuarul din fața liceului, elevul va veni la școală pe calea aerului folosind elicea de pe cască. El va purta și această vestă antigrenadă cu buzunare pentru fițuici, iar în spate un rucsac pentru organe în caz că vesta nu e destul de rezistentă. Genunchierele folosesc pentru rugăciuni. Dă, Doamne, ca măcar azi să nu dea ea cu grenada! În vârful bocancilor de azbest am montat două arcuri ca să poată lovi grenada cu piciorul. Și s-o trimită spre alte licee care săracele nu au avut niciun eveniment în toamna aceasta. La Brâu, elevul are o lopățică de infanterie pentru a-și săpa în clasă locașul individual de învățătură. Un bidon cu alcool ca să-și facă cura să mai vină la școală. Un spray paralizant pentru a imobiliza orice trecător ale cărui mâini ar putea arunca o grenadă. Un magnet pentru extragerea bucățelelor de metal din colegi. Și două fotografii pentru a putea recunoaște dacă grenada care l-a făcut harcea-parcea a fost ofensivă sau defensivă. Pentru a arăta eficacitatea acestui echipament, pirotehniștii noștri vor face o scurtă demonstrație. Mulțumesc mult! Andreea? Plăcerea a fost de partea mea. Sandra? Și pentru că este seara de anul nou, să vedem ce filme am mai pregătit pentru dumneavoastră ProTV-ul.
ce cauți aici? Ia, te vere, credeam că e singurul animal, e calul în grajul ăsta, dar văd cum mai este. Eu sunt Zorro. Păi și eu tot Zorro, vere. Și mă am un frate Matrix și o soră Revanșa. Am venit să fur un cal după care plec. Ia, te vere, nu cred că mai ai ce, că textul ăsta l-am eu în fiecare sară. Uite un cal. A, ăla e ultimul, nu vrei să-l facem jumii-jumeri? Săriți hoții! Aoleu! Duduie, nu mai țipa așa că mi se sperie calul și după aia... După aia ce mai călăresc, vere? Dispar. Gata, șoful. Trâm! Trâm, trâm, trâm! Trâm, trâm, trâm! 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 Au! Trâm! Trâm, trâm! 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 Se pare că avem din nou legătura cu Cătălin Radu Tănase, care se află acum, unde anume, Cătălin? Într-adevăr, Andreea, mă aflu unde anume. Și anume în tabăra de teroriști a lui Osama Bin Laden. Osi nu este acasă, este plecat cu capra și cu alte obiceiuri sexuale, de altfel foarte normale aici în Afganistan. De aceea am ales să stăm de vorbă cu șeful școlii de teroriști, domnul Dinamit, al detonat, al Aftobuz. Bună seara, cum întâmpinați dumneavoastră Revelionul? Noi de anul nou ne brâmblăm pe orașele americane, împodobubuim copacii, stâlpi de telegraf, blocuri, mașini. Foarte. Am bregatit și pentru prietenul Bush un brad, îmbrăcat așa în beteală frumos, dăm foc la beteală la un capăt și când ajunge la capătul celălalt la miezul morții, în nopții, s-aud 3 litere, B, U, M. Am înțeles, dar vreau să vă întreb, ce este cu acest lucru la dumneavoastră, la ce? Brâu? Centura asta? Artificii. Artificii? Artificii. Ne-am săturat să murim așa blictisitor, poc și gata. Acum vreau să, când mori, să vadă până la Allah, să mor artistic, să mor în culori, fosforescent, să mă îmbrăști. Așa, așa e, bre? Așa, așa. Șapte ric, dic, 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 da. Oh, oh, oh. Stai ușor. Da, dă și cine să nu vă supărați. Ei sunt elevii la școală de terorism. Ah, oameni care se sacrifică pentru un cel bun ca porcul vostru de Crăciun. Așa e, bre? Așa, așa. Și tic, 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 da. Nici acum de Revelion nu luați și voi o pauză, nu faceți o pauză? Vrem să facem o pauză mare, mare între New York și San Francisco. Ah. Să nu mai fie decât pauză acolo. Așa, bre? Așa, așa, așa. Și am direct... Dacă s-a blocat. Direct, direct, da. Bun, am înțeles, dar eu nu înțeleg totuși de ce ați ales să vă detonați acum de Revelion, că văd că aveți centura asta. Nu, nu, eu nu detonez la mine. Nu? Nu, am pus aici asta numai ca să le arăt lor cum se prinde centura. Da, aveți pe cineva? Am pe altcineva ca să detoneze. Un prizonier? Aduceți-l aici, aduceți-l. Da, domne, ce mă împinge? Sandra, mă auzi? Sunt Adelin Peștișor și iată, într-adevăr, am preluat legătura aici în Afganistan și efectiv nu știu cum să scap de ea. Dar orice s-ar întâmpla, nu uitați, Lanterna 1 este prima televiziune care moare de dragul dumneavoastră. Mai încolo, mai încolo? Mă murdărești pe haine. Bine? Mai încolo, că sare. Cam atât de aici, din tabăra Al-Qaeda. Măi, cum se procedează cu acest buton? Apăs aici? Așa, așa! Și-a trătrât tadio, Adelin! Iar acum, doamnelor și domnilor, dăm legătură la festivalul de folk Om Boom. Te uită cum bubuie trenul, pe geamuri jihadul privește. Mai spune-i să aducă grenade și blocul s-aud cum trosnește. Și mână avionul spre New York, să înceapă în deșert vigilia.
Uită cum zboară Camila, când mi-a bubuit butelia. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ra-teu, ninge cu bum-bum-bum pe buncărul meu. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-bum, și mă face scrum. Ce bine e-n țară la mine, iar Buș mi-a furat dinamita. Ia uite cum vine o rachetă și tu râzi la mine ca Vita. Mai vino și adă-mi turbanul, în el țin nitroglicerina și pune uraniul pe sobă, că iar ne-au luat ăștia lumina. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ra-teu, ninge cu bum-bum-bum pe buncărul meu. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-bum, și mă face scrum. Au-au-a, mă face scrum. Andreea s-a dus să facă două cafele. Mai avem de lucru în seara asta. Și pentru că sunt singuri, ia să punem o casetă cu Vacanța Mare. Că acum nu mă aude nimeni dacă îi înjur. Beta. Surpriză, dragi prieteni, iată că ne vedem și noaptea dintre ani. Cred că v-ați săturat de bălările cu Leana, cu Garcea, cu... Băi, mustăciosule, băi, mă face al dracu că scot caseta din aparat și te bat cu ea în cap până se demagnetizează. Păi ce, băi, eu m-am luat de mustața ta, mă? A? În seara aceasta avem în concurs cele mai controversate personaje ale anului 2002. Și cred că merg și eu câteva aplauze pentru că i-am convins să ne dea legătura în runda întâi. Suntem în runda întâi! Yes! Mersi, lăsați! Concurenții din această seară sunt următorii: Sorin Ovidiu Vântu, Leana Părțagă și Elena Cârstea. Care este asemănarea dintre aceste personaje? Ei bine, nu se poate ajunge la ele. La Elena Cârstea nu ajung bărbații pentru că sunt mitocani. Leana Părțag este fictivă. Mulțumesc, domnul, să știe lumea că sunt fictiva satului, domnul. Și să moare coțohârlele că ele nu sunt fictive și eu sunt. Auzi? Domnul, dar ce e aia fictivă? Am să-ți explic. Iar la domnul Sorin Ovidiu Vântu nu se poate ajunge pentru că... Ba, se poate ajunge. Se poate? Sigur că da. Cum? Dragul meu, te sui în autobuzul de Londra. Aha. Schimbi la Tokyo. De acolo e submarinul de Portugalia până în Canada. De acolo, gara din Israel, în care te sui în tren și ajungi în Zimbabwe. De acolo mai întrebi și tu. Deci, am înțeles. Chiar mură în gură, da. Da, e clar, totul este clar. Ei bine, și domeniile din această seară sunt deosebite. Să vedem care sunt acestea. Melci radioactiv. Melci tunși. Melci anticipați. Melci anticoncepționali. Melci gălăgioși. Și melci contagioși. Acestea sunt domeniile. Să trecem la fapte. Alege pentru început Sorin Ovidiu Vântu. Să vă zic un banc cu melci. Se duce un... Domnul, fii atent, e foarte mișto. Eu știu, dar nu e cazul. Eu vă rog să alegeți un domeniu de aici, de pe panou. Domnule, eu încerc să fiu și eu un tip simpatic, să întrețin atmosfera aici și dumneata, bine, mă rog, dacă așa vrei... Vă rog foarte mult, de... da? Bine, aleg melci... N-aveți voie altceva. Atunci melci. N-aveți voie nici din aia. Altceva? Altceva, atunci nu mai aleg nimic. Uite, hai să vă stric concursul, na. Nu este nimic, alege Leana Părțag. Eu aleg melci tunși, domnul, că ăi alții. Melci anticoncepțional de aia, melci ticirii pe contact, nu știu ce înseamnă. Am înțeles, deci melci tunși, extraordinară alegere. Să vedem întrebarea. Ce alte animale în afară de melc nu au păr?
să vedem ce răspund concurenții. Sorin Ovidiu Vântu, ia să vedem răspunsul. Dar mai întâi să vă zic un banc cu frizerii. Lasă-mă, domne. Se duce un tip chel la frizer. Dar nu ne interesează, Sorin, ce a scris Leana. Domne, chiar mă enervezi. Pe cuvânt mă enervezi, adică eu încerc să fiu simpatic, să țin aici atmosfera în emisiune și să știi că dacă mă enervezi, să știi că... Că ce? Așa. Se duce și zice, nu puteți să-mi puneți și mie păr. Să vedem ce a scris Leana Pârțac. Da, bine. Alo, ia stai puțin. Băi, ăla cu camera, te rog frumos, stai numai cu camera pe mine. Păi odată mă prindeți în țară și atunci nu vreți să mă filmați. Vă rog foarte mult să vă calmați, da? Leana Pârțac răspunde... Animal? Mitic. Adică mitică nu are păr sau ce? E animal fără păr? Ce e mitică? Nu este melc, domnul, dar are apucături de melc, să știți. Cum adică? Are, că și-a construit o casă mică și care, dacă ne apucă năbădăile, plecăm cu ea în spate, așa. Și când se îmbată, se târăște pe jos ca melcul și lasă și dure, să știți. Mi-e și rușine să vă arăt unde lasă dure, să știți. Dar de ce? Ți-e jenă sau ce? Nu mi-e jenă, dar mi s-a nodat elasticul la ștrimpe aceea și nu mai așa. Am înțeles, că dar nu e cazul să ne arăți. Să ne încea răspuns, Elena Cârstea. Leana Pârțag. Adică ce vrei să spui? Că Leana Pârțag e animal și n-are păr? Dar ce o jignești în halul ăsta, a? Nu e și ea femeie? Femeie, nefemeie, e măritată și deci pentru mine nu reprezintă decât o inconștientă. Da? Da. Dar ea spune, Elena, cum ar trebui să fie o femeie ca să o apreciezi tu, a? Mică. Așa. Fornăită. Da. Și vedetă. Serios? Uite, din păcate nu văd niciuna de genul ăsta prin jur. Îmi pare foarte rău. Da, domnul Sorin, spune. Să vă zic un banc cu vedete. Se duce una de-asta mică și fornăită la bordel și zice... Aș dori un bărbat mare și cu mică. Hai, domnule, lasă-ne cu chestii de-aștia, te rog foarte mult. Domnule, să vorbească, să-mi spună, deci se duce un mitocan mare cu... Cu vedeta mică. Domnul Ovidiu, vă rog foarte mult, da? Îmi pare foarte rău, nici de această dată, nici un răspuns corect. Răspunsul corect este șarpele. Păi se poate. Să vă zic una cu șerpi. Un șarpe. Domnul, dacă mă lași pe mine să câștig concursul ăsta, îți dau voie să o înșel pe nevastă-ta cu mine, să știi. Dar să nu ne afle Costel, te rog eu. Vai de aleu, păi ești însurat? Și eu care credeam că ești bărbat. Să vă zic un banc cu bărbatul și cu nevasta. Vine nevasta. Nu zice că ne aude ăsta Costel și ne cășună aici, te rog eu frumos. Bă, dar ce e aici, băi? Deci, ce e aici? Vă rog foarte mult să-mi stricați concursul. Bă, tu ce cauți aici? Ia uite, eu sunt întrebarea aici la melci anticoncepționali. Elena. Melcul face ouă? Da! Da! Bună întrebare, știe cineva răspunsul? A? Eu zic că melcul face ouă, domn. Ia uzi! De ce? L-am prins odată pe Costel cu Maria lui State în șopron și el zicea că caută melci, dar dinăuntru s-auzea ouă, ouă. Și deci melcul face ouă, ouă. Da. Eu cred că și melcii sunt mitocani. Serios? Bă, să vă zic una cu mitocan, că acum mi-a venit în minte. Doamne, deci, vreau să vă întreb și eu ceva. Domnul Ovidiu Vându, de ce tot repetați, domne, bancă, m-ați înnebunit în seara asta? Păi dacă zic bancă, m-am ars, mă înțeleg? Așa că folosesc masculinul, banc. Și fiată, am înțeles. Mitocanul intră... Luați-mi legătura, că m-au înnebunit ăștia, domne, ce e aici? Mustăciosule, asta e caseta cu emisiunea voastră, da? Da, să vă învățați minte, să mai faceți voi revelioane la ProTV ăștia din vacanța mare. Băi, uitați-vă, băi, la TVR, să vedeți ce înseamnă un revelion. National Television Show. Revelion! Domnule, să ne distrăm de ei, cu bune vesele și noi, aceleași din domnule.
Dragi prieteni și amici, ce ne mai distrăm aici cu cuplete și balete compuse din băieți și fete? Revelion 2002. Sărbătoarea e în toi. Cum 2002? 2002. Mi-au dat desfășurătorul de anul trecut. Modificat. Revelion 2003. Sărbătoarea e în tei. Și ca în fiecare an de anul nou de Revelion, marele nostru maestru care... ne-a distrat cu glumele. Ne mai înitele glume de neam pe noi de râs. Să-l invităm pe maestru umorist al secolului. Nu poate, nu poate, pentru că nu poate. Să-l aducă cineva pe maestru. Aplauze pentru maestru. E o onoare să vă avem și anul acesta alături. Spuneți-ne câteva glume. Da. Genial, genial, fantastic. Dar cupletul acela, îl mai știți? Ăla cu... Aplauze pentru maestru. Dumneavoastră, de când aveți grijă de maestru? Săracul maestru, simpatic până în ultima clipă. Nu, vă rog, luați-l de pe scări, dar... Baletul, baletul, baletul! Revelion 2003, să ne distrăm, hei, 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 cu glume veste, și noi, aceleași din 2002. Și acum, dragi prieteni, invităm în seara de sărbătoare pe... Nu așa? Nu-i așa? Privighetoarea muzicii noastre ușoare, doamna Ela Escu! Aoleu, săracu! Baletul, baletul, baletul! Revelion 2003, să ne distrăm, hei, 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 cu glume vesele și noi, aceleași din 2002! În continuare, singurul cântăreț din țară care cântă live. Live! Live! Maestru! Bună seara, prieteni! Este ultimul extras pe single, o melodie pe care sigur nu o știți. Haideți cu mâinile sus să vă văd! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. S-a luat curând, cântă live, lasă-mă. Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you... Să ne distrăm, hei, 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 cu glume vesele și noi, aceleași din 2002. Să închinăm o cupă de șampanie așadar împreună cu... Na, Andreea, bei în timpul serviciului, ha? Păi, m-am gândit că e anul nou. Nu ești aici ca să gândești. ProTV transmite știrile fără să judece. Unde-i Nea Garcea ăla? S-a dus până la... A, e arde de firme, ha? Să-l trimis până la Nea mine, în Nea biroul meu. Nea, clar? Așa se face. Așadar, să vedem ce se mai întâmplă în filmele pe care ProTV le difuzează. A plecat bărbosul. Haideți, băi, fere, haideți să scufundă hardoghie, hai să pachetăm... Băi! Și-am zis eu să nu plece nimeni, mă, ci dacă se scufundă, notați! Maestre, păi noi nu știm să notăm, noi știm să zburăm, maestre. Nu contează, mă, ia cântați-mi ceva așa, să mă distrez și eu dacă tot ajung aici. Păi uite, avem solistul, hai de vere să cântăm. Hai să cântăm. Ia, bagă. Din toate navele din lume, eu doar pe tine m-am urcat. Și acum fac la gură spume.
Vere nasul, tu te-ai crăpat. Stai, nu deștea, că mă indispune cu morți așa. Cântă-și tu ceva așa mai vesel, mai ha. Hai. Tot ce-a fost în viața mea vreodată, n-am să dau uitării. Așa! Frați, copii, nevastă, mamă, tate, zac pe fundul mării. Băi, nu deștea, bă, că mă ia cu fior, zi-mă o sârbă. Da, Floricea de Părăzor. Toată lumea moare. Bine, nu mai cântați cu morți și cu asta, vă dau câte 1000 de parai la fiecare, înțelegi? Păi, Veră, ce să facem cu ei, bă, cați, așa ne scufundăm? Ce mai facem cu ei pe fundul mării? Cumperi pește, am auzit că caracatița e mai ieftină la 2000 de metri adâncime, hai! Bagă ceva așa să mă distrez! La birtuțul din pădure, la birtuțul... Unde vezi tu pădure aici? Zi-mă, ceva adaptat situației! Aha! La vaporul găurit, așa. La vaporul găurit, stau de vorbă cu întâmpit, stau de vorbă cu întâmpit. Ce de-o fi să mă înnec, mă salvează capul sec, mă salvează capul sec, mă capul sec, mă ține viață și plutesc la suprafață, și plutesc la suprafață. Băi, regia, dă legătura mai repede, că te s-a apucat țiganii de picioarele mele. Băi, să moară mama care o mai juca eu, să-mi sară cucul de la șapcă, de-o mai juca în Titanic-uri de ăștia. Băi, nu mai e, bă, nimeni prin ProTV-ul ăsta. Băi! Așa e, Andreea, se pare că sunt singurul care mai funcționez în această noapte. Se spune despre mine că pot vorbi ore în șir fără să pun virgulă, chiar dacă nu am nimic de spus, iar acum eu mă aflu în Sicilia, în fața acestei case, unde vor petrece revelionul familiei mafiote. Casa este din cărămidă, iar eu mă aflu în fața ei pe acest trotuar din piatră cubică, sunt îmbrăcat în niște haine din material textil și voi încerca ca cu ajutorul acestui microfon de plastic să vă transmit cam ceea ce se întâmplă în spatele ușii acesteia de stejar. Uite-l pe Chelul de la Vacanța Mare. Bună seara, sunt Adelin Peștișor. După cum vedeți, Lanterna 1 este primul post de televiziune care reușește să transmită în direct de aici, de la întâlnirea șefilor de clan mafiot din Sicilia. Auzi? Crezi că-l va... Nu știu, dar tu crezi că-l va... Publicitate siciliană! Ce contează, mă, ce a pregătit ProTV-ul în buftea, mă? Ce revelioane sunt ăștia, mă? Când avem atâtea televiziuni minunate care transmit revelioane. Să vedem ce se întâmplă în revelion pe televiziunea Tele BAC 7 CD. De ce? WCT. Domnilor și domnilor, Călin Florinescu! Oh.
Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem într-o seară, iarnă, e frig. Cum am promis anul nou, în această seară avem foarte multe surprize. Dar pentru început să vă prezint formația noastră, care se compune din... La chitară solo, Floricel Călin. La clape, Floruț Calinovici. La chitară bas, l-avem pe Florel Kalinska. Și la tobe, Floruță Călinoiu. Aș vrea pentru această emisiune să mulțumesc echipei de emisie, băieții cu camerele. Băieții de la lumini. Vă promitem o emisiune cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Dar pentru început, băieții de la Floriciunea Zilei. Mulțumesc ăsta cu alegeri anticipate, ce zi să le fac? Ei, măi Adriane, zic că... Crezi că va merita să facem aceste alegeri anticipate, să pierdem bani? Mai bine facem niște sedii. Da, dacă eu tot fac alegerile astea și îți iau locul, ce zici? Dacă crezi că te ține vrăcinarul, hai, ia-mi locul chiar acum. Mă, neule, dar mi-e rușine, mă, cum să-ți iau mă tare locul? Da, hai să încerc un pic, a? Neanelule, altfel să vede viața de aici, vrei, eh? Să aplaudăm acești băieți minunați. Și la final, acum de anul nou, să ciocnesc și eu un pahar cu toți colegii mei de la TBL A7 LBAC. Ia ghiciți în ce film mă duc eu acum. Doamna Oracol, l-am adus. El este cel ales? Păi tu ce oracolă ești, mă? Mama Omida, cine ești? Eu sunt oracola, adevărata mama matrice. Ia să văd eu, pot să îndoi lingura aia? Asta? Da. E te neafirea rea drept. Așa frumosule, fără să pui mâna pe ea. Nu pui mâna. Fără să pun mâna. Bine, atunci, așa, bine rea drept. E bine. Sigur? Este cel ales? Este cel ales bulet. Garcio, tu poți salva omenirea de prostie. Și cum se fac? Sinucide-te. Auzi, băi, nici în filmele ăștia SF nu pot să fiu și eu deștept, că, băi, și enervați. Ia, dă-mi legătura și transpirați-mă de aici, hai. Da, legătura. Ce, domnișoare, ești fierbinte? Ai greșit numărul. E, taci din gură că-mi place, așa, dezbracă. Dezbracă-te, pentru mine, fă-o, pentru mine, pentru mine. It was close. Domnișoare, unde sunt, băi? Dă-napoi legătura la schierbințala aia. Dă-mă legătura! Alu!
Da, Andreea, am preluat legătura aici la Praga, unde NATO sărbătorește Revelionul 2003 în noua formulă. Să urmărim reportajul. Dragile mele invitate la aderare, eu ca NATO ce mă găsesc, vă urez bine ați venit în mine. Dragă Lituania. Hager, care dată că ai descat de caga ieri? Yeah, yes, yes. Așa? Estonia. Cam slăbuță, cam slăbuță. Mă cam sub Turesseseu. Da, yes, I understand, I understand. Oh, Letonia, welcome, Leti. Bine te-am găsit, Nati. Bulgaria, Bulgaria, cam grăsuță, cam grăsuță. Dobr veci, de la Gogoșoari, grașpa din NATO. Da, 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 da. Și România, unde este România? România. N-am mai găsit loc la masă, am zis să nu vă deranjez. Vai, dar se poate, favorita noastră, România. Pentru tine oricând se mai găsește câte ceva. Ia, se poate, vai de mine. Și acum, pentru că toți suntem cu toții la masă împreună, haideți să facem și nota de plată. Dacă nu, știți, aveam portofelul la mine. Da, dar nu, nu era vorba de dumneavoastră, se poate, dar nici nu mă gândeam. Nu s-ar putea până să mă mai amânați până ceva? Până vrei dumneata, na, până te mai întremezi, sigur, da, așteptăm, sigur. Aș putea să plătesc eu pentru... Pentru nimic în lume. Suntem niște gentlemen, singura femeie, Leti, se poate. Pot să plătesc în natură. Câteva borcane din grădina Bulgarului. Dragă Bulgarie, ai răbdare. Are cine să plătească, nu? Da, eu n-am mâncat decât un os. Vrei să pleci fără să plătești? Vrei să te dau afară? Dar fac orice, stau cum vreți, vă cânt. Vă cânt. Ia cânte, mă, hai noroc, mă, cânte, mă! Multe țări împreună s-au întâlnit, toate, toate bogate și-au chefuit. Numai una-i săracă și e țara mea, așa cum e ea. Așteptam de anunț să fiu invitat, m-au băgat și în mamă și în ce nu m-au băgat. Dar acum am o bucată și îmi e de ajuns, am să fac orice. Primește-mă, NATO, iubește-mă, asta vreau, asta vreau. Și cărniță de tun am să-ți dau, am să-ți dau, am să-ți dau. Vreau să intru și în iunie la fel. Pot să mătur, să calc, să gătesc și să spăl. O să fac tot ce-mi cereți, că pentru voi o fac. Chiar de sunt sărat, niște bani aș dori, ca să poți să mă îmbrac ca izmenele rupte și un petec pe clar. Dacă-mi dați niște fonduri, stau și-n fund și-n car. Și orice-mi cereți fac. Primește-mă, NATO, iubește-mă, asta vreau, asta vreau. Și cărniță de tun am să-ți dau, am să-ți dau, am să-ți dau. Primește-mă peste un an, primește-mă peste un an. Este foarte bine România, este foarte bine București pentru că am scăpat de Gargea. Și acum putem să transmitem în sfârșit imagini de la Revelionul ProTV-ului care se desfășoară în Buftea și pe mine nu m-au chemat, dar nu-i nimic, adică eu sunt singura care nu se distrează, lasă, crescut la valiera și mă duc și-o. Ce vrea aici, în ProTV-ul meu? Nea Garcea, unde este? O fi la dumneavoastră, în birou.
Adică la el în birou, că v-a dat afară. Aha, hai la el, hai. Bașu ei, bașu boș, nici tu de-a dat carta boș, carta boșile în noș. Uite-te la ProTV o noapte de Revelion și poți să-ți ia adio de la televiziune pentru toată viața. Detalii sub capac, pentru cei care poartă unul sec. Nu mi joc ProTV. În timp ce dumneavoastră v-ați distrat acasă, ne-am distrat și noi în studiouri în Buftea, că n-avem ce, n-am prea avut muzică. Dă drumul la muzică să facem un cântecel de-asta de petrecere. Am fost un an și mai suplu și mai gras, însă mama mea e tot ce-a mai rămas. Să moară mama! Dacă o să vreți la mine să veniți, să vorbiți încet ca să nu mă treziți. Eu m-am convins de vreo 10-15 ani că bărbații sunt niște ditocari! Mersi! Și într-adevăr, Andreea, se pare că tot astăzi am aflat că aici transmisia noastră, din păcate, s-a încheiat. Andreea? Noi suntem toți vacanța mare, vacanța mare. Și bun și răi și slab și grași și unii numai mitocani. De seara, iar eu vă promit din creierii mei goi să-l aduc și pe Pruteanu pe la noi. Noi suntem toți, noi suntem toți vacanța mare, vacanța mare. Și bun și răi și slab și grași și unii numai mitocani. Și într-adevăr, așa cum v-am promis, tot eu, Adelin, am fost primul care aici v-am transmis. Eu! Eteze să-i, să urez către popor, cu dinții mei ăștia frumoși de compostor. Bună seara, să vă aducă anul, e de tot ce-mi doresc și eu. 10 bărbați, bere, țuică, vodcă și beutură. Beutură la greu, beutură! Lăsați-mă! Bună ce-ai încălcat, devo fare questo, dai, vole, e le penso come c'entra me. Na, mugure, na, radule, hai să vă spun și eu ceva. De la anul sunteți concediați, hai, pa, mădula, jana, pa, 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 pa. Noi suntem toți, noi suntem toți, vacanța mare, vacanța mare. Și bun și răi și slab și grași și unii numai mitocani. Iar eu vă promit, băi șmecherilor, din creierii mei goi, să-l aduc și pe Pruteanu pe la noi. Da, să-l aduc și pe Pruteanu pe la noi. Da, să-l aduc și pe Pruteanu pe la noi. Băi șmechere, ăsta a fost Revelionul. Hai, acasă. Acasă să vă luați banii pe studio. Hai, 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 hai. Dispar să vă.